ați răspuns invitației noastre, chiar dacă a fost formulată foarte din scurt, și doresc ca această declarație de presă să își atingă scopul comunicării noastre deschise, pe care doresc să o mențin atât timp cât voi ocupa această funcție. Instituțional, vă comunic faptul că acest dosar, cunoscut cu denumirea 10 august, în continuare se derulează pentru stabilirea adevărului, pentru elucidarea acuzațiilor și a sesizării formulate din oficiu privind agresiunea asupra cetățenilor care au participat la protest. Sunt necesare, din punctul meu de vedere, câteva sublinieri. În anul 2018, reprezentanții jandarmeriei au sesizat DICOT referitor la acțiunea protestatarilor. Această sesizare fiind susceptibil de încadrare ca acțiuni împotriva ordinii constituționale conform articolului 397 din Codul Penal. Această încadrare atrage competența exclusivă a DICOT, iar cercetarea faptelor împreună cu cele de abuz în serviciu, respectiv de purtare abuzivă, comise de personalul MAI, inclusiv cu funcții de conducere, a fost o opțiune a procurorilor militari care au dispus declinarea către DICOT, iar DICOT și-a asumat cercetarea faptelor la un loc. În acest context procedural, adoptarea soluției, inclusiv pentru infracțiuni de abuz în serviciu sau de purtare abuzivă, era posibilă și legală din punct de vedere procedural. Am reținut că ordonanța emisă structurează două planuri, acela al unui subiect pasiv colectiv, care a fost reprezentat de mulțimea protestatarilor, privită ca întreg, și un plan al subiectilor individuali, în special persoane care au fost agresate după ora 23, în momentul în care a fost dispersată mulțimea de oameni din Piața Victoriei. Această ordonanță a DICOT are 235 de pagini. Din parcurgerea ei sumară, anterior formulării acestei declarații, rezultă că procurorii au examinat intervenția în forță în anumite zone din piață, au examinat folosirea mijloacelor de dispersare a manifestanților și au delimitat unele acte care reflectă lipsuri ale organizării jandarmeriei în contextul misiunii de ordine publică din Piața Victoriei ca elemente contextuale și nu elemente de abuz în serviciu. Aici, în paranteză, vă menționez accentul pus în foarte multe poziții publice pe inscripționarea sau neinscripționarea corespunzătoare a căștilor purtate de jandarmi și imposibilitatea în acest context de a se efectua o identificare corespunzătoare pe momente de intervenție a persoanelor care au exercitat agresiuni. Analiza faptelor efectuată în ordonanță subliniez că are deschisă procedura contestării pe cale ierarhică. Are deschis accesul la studiul dosarului de către persoanele interesate și, în context foarte larg, posibilitatea examinării oricăror împrejurări noi care pot să determine redeschiderea cercetărilor. Personal, îmi asum transparența și comunicarea neechivocă, așa cum v-am precizat în deschidere. Aceasta fiind pentru reflectarea misiunii Ministerului Public, cu atât mai mult cu cât unele dosare relevă un interes general al societății care nu poate fi pus în discuție de către noi. În încheiere, vreau să vă transmit că înțeleg emoția publică suscitată de acest dosar. Suntem în poziția în care procurorii au obligația ca întotdeauna să administreze probele în mod imparțial și în mod complet. Rolul nostru este să administrăm probele conform legii în sensul acuzării și în sensul respectării prezumției de nevinovăție. De aceea toate actele din acest dosar vor fi cântărite în cadrul controlului ierarhic în această obligație legală a procurorilor șefi. Vă mulțumesc. Considerați că această ordonanță va fi verificată de dumneavoastră sau... Vă aduc la cunoștință faptul că am subliniat, ordonanța este foarte amplă, pe cale de consecință, orice comunicări ulterioare vor fi efectuate. Mulțumesc. Considerați faptul că șefii jandarmeriei au acționat corect? Vă mulțumesc și haideți să citim cu toții cele 235 de pagini. Există posibilitatea ca dumneavoastră să...